Hai, salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod trist, dar na, ce să facem? Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, un share, să știe toată lumea. Astăzi vă explic de ce am ajuns în spital și așa mai departe. Bun, videoclipul ăsta nu o să-l editez, nu o să-l urc așa direct. Bun, să începem. Sâmbătă am avut o durere foarte mare într-o parte, în partea dreaptă mai exact. Și da, am zis că stau așa, duminică n-am mai putut. Și a trebuit să mă duc la urgență să văd ce am. Bine, am făcut testul de corona prima dată, n-am de la 11:30 până la 4. Am stat, am așteptat, am făcut testul de corona și toate prostiile acolo. Și nu mi-a găsit nimica. După aia, pe la vreo 6, m-a băgat nu știu ce tub, RMN sau nu știu cum se zice. Și acolo au depistat că eu am ceva pietre la rinichi. În fine. Și eu zic că trebuie să rămân internat, că na, s-ar putea să elimin pietrele alea în ziua aia, duminică cum ar fi. În fine, nu, zic că rămân, asta e. Fără haine, fără nimic, fa jale, mare în spital. În fine, și n-am rămas peste noapte, mi-a dat în fiecare 5 ore, mi-a dat antibiotic din ăla de calmare, că niște dureri din alea de fără aer, fără nimic. O zis să beau mult lichid și să mă plimb. Na, am făcut ce o zis ei. A doua zi, luni, n-am eliminat nimic. După care zice să nu mănânc, să nu beau nimic, că mă duce la alt spital. What? Zic. No. În fine. Vine după mine. Prima dată cu salvarea. Fai de capul meu. Următorul spital era la 30 de kilometri. Na, bine, mă duce acolo și ajung. Stau și acolo jumătate de oră până fa. Acolo la urgență, bolnav pe scaune și chiar eram în SF-uri. Nu mă mai durea nimic când am văzut chestia asta, fai de capul meu, zic, ce e aici, what the fuck? În fine, și între care n-am, mă duc la neurolog sau nu știu cum îi zice, în fine, îmi face iară din ăla cu, nu știu cum îi zice, în fine. Și îmi zice că, na, dacă vreau să rămân la spital acolo, dar na, mai mult de să-mi dea ei calmat, nu pot să-mi facă nimic, căci că vine de la sine. Și zic, na, nu rămân la ceva, mă dintr-un spital în altul, fără să faceți nimic. Și noi am zis că să-mi dea externare, că mă duc acasă. În fine, și nu, m-am dus acasă, fără antibiotic, fără nimic. Am mai avut ceva dureri, astăzi am fost la doctor, na, mă control așa aici și tot așa mi-a zis să beau un lichid și să, na, să mă plimb. Și dacă în caz că am febră și iară dureri mari, să mă duc la spital că poate trebuie să mă opereze, că am o piatricică mi-e pe canal, pe la vezică, nu știu pe unde, în fine, și na, s-ar putea să blocheze sau habar n-am. Bine, eu mai am ceva dureri, mă mai doare acum, dar am zis că fac o pauză de la live-ul, de la tot, postez video ăsta, poate mâine facem un live așa de vreo 2 ore, nu știu exact, să vedem cum se agravează situația, că vă dați seama că dacă mă apucă iar durerile și fac febră și așa, m-am urcat în mașină și am plecat. Mi-a dat el un medicament, trebuie să mă duc după masă să-mi iau, că nu este pe stoc, numai cu comandă, numai cu na. Și na, o zic că mă ajută să iasă mai repede pietrele. Acum să vedem care cum e situația. Am făcut acest video să informez că am primit foarte multe mesaje, la unele am răspuns, la unele n-am apucat și n-am zis să fie video ăsta pe canal, să știe toată lumea că-s bine, că na,
Am pietri la rinichi și asta e problema mea. Cam atât cu video asta, nu mai lungim. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele. Vă pup și vă iubesc. Și nu uitați, sănătatea e pe primul loc. Aveți grijă de voi. V-am pupat. I love you.